dragele mele, haideți să lucrăm aceste frumoase floricele. Ele se lucrează în șirag, pot fi folosite ca brățări, știu eu, bretele și alte lucruri care ne-ar trebui și putem să înlocuim cu aceste flori frumoase. Eu pun degetul așa, așa pun ața pe deget și încep să facem 3 ochiuri de lanț. Și cu un picioruș dublu o să merg să-l fac în primul ochi de lanț. Și în acest fel am obținut un inel. Începem să lucrăm în interiorul acestui inel. 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Picioruș scurt. Două ochiuri de lanț. Picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș scurt. Până acum avem două petale. Încerc să prind și capătul, să nu rămână firii pe afară. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș scurt, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș scurt. Mai avem o petală de făcut, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș scurt, ochiuri de lanț. Și acum ne oprim în al treilea ochi de lanț din cele 5 făcute data trecută. 1, 2, 3. Cu un picioruș alunecat. Și acum avem o floricică cu 6 petale. Continuăm. 6 ochiuri de lanț. Dau după croșet și mă întorc în al treilea. 1, 2, în al treilea. Picioruș dublu. Am format din nou un inel. 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Mă întorc în inel înapoi pe piciorușul dublu și fac un picioruș scurt. 2 ochiuri de lanț, un picioruș dublu, 2 ochiuri de lanț, un picioruș scurt, o petală, două ochiuri de lanț, picioruș dublu, două ochiuri de lanț, picioruș scurt, a doua petală, două ochiuri de lanț și ne prindem în al treilea ochi de lanț.
dăm floricica în partea asta. Facem piciorușa alunecat și continuăm. Două ochiuri de lanț. Ne întoarcem în inelul nostru. Picioruș scurt. Două ochiuri de lanț. Picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Picioruș scurt. O petală. A patra petală. Două ochiuri de lanț. Picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Picioruș scurt. Două ochiuri de lanț. Picioruș dublu. Două ochiuri de lanț. Picioruș scurt. Două ochiuri de lanț. Și închidem în cele 5 ochiuri de lanț, numărăm 1, 2, 3. Picioruș alunecat. Foarte interesantă metoda asta. Eu o ador. Pentru a face următoarele floricele, 6 ochiuri de lanț. 3, 4, 5, 6. Dăm după croșet și intrăm în prima, a doua, a treia. Picioruș dublu. Și formăm din nou inelul pe care vom face floricica. 1, 2, 3, 4, 5. Intrăm în inelul nostru pe piciorușul dublu și facem picioruș scurt. 1, 2, ochiuri de lanț, picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, picioruș scurt. 2 ochiuri de lanț, picioruș dublu. 2 ochiuri de lanț, picioruș scurt. 2 ochiuri de lanț și ne fixăm pe al treilea ochi de lanț de lângă cealaltă floricică. Trecem florile pe partea cealaltă. Facem picioruș alunecat. Două ochiuri de lanț. Picioruș scurt. Două ochiuri de lanț. Picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș scurt. Două ochiuri de lanț, picioruș dublu. Două ochiuri de lanț, picioruș scurt. Două ochiuri de lanț și închidem pe acel lănțișor de 5 ochiuri în al treilea. Picioruș alunecat. Șase ochiuri de lanț. Facem, luăm după croșet și ne oprim în primul, al doilea, al treilea. Picioruș dublu. Continuăm cu flori câte avem nevoie.
Ele sunt foarte frumoase, foarte ușor de făcut. Eu sunt încântată de această floricele. Uitați aceste floricele făcute și cu firmei subțirii. Sunt Mihaela de la MM Crochet. Vă aștept să vă înscrieți pe canalul meu și pentru alte noi tutoriale. Vă pup!